Jurnaliștii acreditați la IPJ Telorman au folosit astăzi armamentul și muniția din dotarea poliției române într-o întrecere cu tradiție, Cupa Presei la tir. Întrecerea jurnaliștilor a avut loc în poligonul clubului sportiv școlar, sub îndrumarea și atenta supraveghere a polițiștilor. Astăzi, așa cum v-am anunțat, participăm la activitățile denumite Cupa Presei la tir. Da? Suntem în poligonul clubului sportiv școlar Vedea. Vom executa ședințe de tragere cu muniție letală, la care sunt acreditați jurnaliștii de lângă Inspectoratul de Poliție Județean Telorman. O să-i dau cuvântul colegului care organizează ședința de tragere, cu rugămintea de a executa, sau mai zicem, de a respecta regulile de siguranță specifice poligoanelor unde se execută tragerile cu armamentul din dotarea Poliției Române. Deși jurnaliștii care s-au întrecut astăzi nu se află la prima participare, unii și-au mai pierdut din îndemânare, dar fiecare a reușit să acumuleze destule puncte, chiar și cei care nu au prins un loc pe podium. În urma punctajelor, voi da citire podiumului, locul 3. 26 de puncte se acordă doamnei Roxana Ciofan. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat. Locul 2, doamnei Cristina Boboc, cu un număr de 44 de puncte. Locul 1, doamnei Alina Zbengheci. Bărbați, 20 de puncte, mențiune domnului Răzvan. Hai. 29 de puncte, domnului Mircea Lungu. 33 de puncte, mențiune domnul Mariano Zun. 3. Începem podiumul, locul 3, domnul Adrian Neacu cu 34 de puncte. Locul 2, 45 de puncte, fără niciun 10, la egalitate cu locul 1, domnul Cătălin Agapi. Dar îmi pare rău, felicitări. 45 de puncte, dar cu un 10, domnul Adrian Brătu. Bine! La finalul întrecerii, toți jurnaliștii au primit diplome din partea inspectorului șef, iar cei care s-au clasat pe primele 3 locuri la fiecare categorie, fete și băieți, au primit și câte o medalie.